Salutare, dragi prieteni, aici Florin de la Oara Autonavi. Vă prezint proiectul realizat astăzi pe un Audi Q7 din 2008. Este mașina unde am integrat un sistem de ultimă generație 2023, CarPlay Android Auto Wireless, un ecran imens cu o diagonală de 12,5 inch, cu preluare meniu de fabrică, cu preluare cameră de fabrică, schimbată cameră de fabrică spate, instalat o cameră de parcare față, plus instalat o cameră DVR cu vizualizare direct pe ecranul navigației. O să vă arăt imediat cam ce fac fiecare dintre ele. Asta este interfața de prezentare a aparatului și de pornire a aparatului. În momentul de față o să punem contactul, am pus contactul, pornim mașina, a intrat camera față cu liniile de ghidaj absolut active, 180 de grade după cum bine se vede cât de mult poate să prindă, camera de marșalier de asemenea 180 de grade cu linie de ghidare active și senzorii de parcare original de fabrică preluați, am pus în drive, am venit pe partea de față, stăm 10 secunde pe partea de față, o să opresc eu intenționat în momentul de față. Iar acum avem totul perfect în partea de față. Ce? Am mai pus un butonel aici frumos, sub volanul mașinii, care la parcare este foarte bun. Dacă l-am apăsat odată, intră camera față, parcăm, mai apăsăm încă o dată pe butonel și am revenit în meniul original al mașinii. Cam așa arată un sistem care trebuie să funcționeze perfect în toate punctele de vedere, cu funcția de aplicații, camera DVR cu vizualizare direct pe ecranul navigației. Cam așa arată o integrare, așa cum spun eu de fiecare dată, perfectă din punctul meu de vedere. Linia de sonorizare auto a mașinii s-a păstrat fără niciun fel de problemă. De asemenea, i-am instalat, pentru că mașina nu avea un car kit pentru a vorbi la telefon prin intermediul ei, în momentul de față avem și car kit-ul, care îl ajută pe domnul foarte mult să-i fie mult mai facilă utilizarea telefonului în timpul condusului, fără a mai fi nevoie să mai pună mâna pe telefon, să pățească cine știe ce belele sau chiar să ajungem pe la poliție sau să luăm o amendă din cauza faptului că nu avem voie să vorbim la telefon în timpul condusului. Partea de car info, meniu original de fabrică al mașinii cu toate funcțiile perfect preluate, partea de car, de perne, de absolut tot ce are mașina, totul este perfect în continuare funcțional, pentru că noi în momentul în care ne apucăm și punem aceste sisteme, întotdeauna trebuie să știți faptul că nu sacrificăm anumite funcții ale mașinii ca să instalăm ceva nou, nu, totul trebuie să funcționeze ca și până acum și să aducem un plus mașinii. Exact așa cum este în cazul de față. Vrem să ieșim din meniu original de fabrică, selectăm media, apăsăm pe ecran și în momentul de față am intrat în meniu de Android, unde avem și Touch, unde avem Waze, unde avem YouTube, unde avem YouTube Music, WhatsApp, Telegram, absolut toate aplicațiile pe care le avem, inclusiv partea de Siri, care nu mai pot să o mai opresc, inclusiv partea de Siri, care și ea știe să comunice cu noi, să vorbească, cu preluare agenda telefonică, cu absolut toate funcțiile, așa cum ar trebui să fie 2023, să se bucure domnul de mașină, să o întinerească, pentru că e o mașinuță care totuși are 138.000 de kilometri din 2008 real, este de nou, o iubește, ține la ea, o cunoaște și vrea în continuare să rămână cu această mașină frumoasă. În regulă, acesta am fost eu, Florin de la Oara Autonavi. În cazul în care ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like. 0751959226 este numărul de telefon la care mă puteți găsi. Oara Autonavi pe Facebook, pe Google, pe TikTok, peste tot unde mă căutați, mă găsiți. Stăm de vorbă despre acest proiect sau despre orice alt proiect vă place, pentru că eu instalez și comercializez navigații pentru aproape toate tipurile de mașini. Ciao, ciao!